Chiar acum îl ascultăm pe Raed Arafat. Cea Vrancea, Ilfov și București. Unul dintre decese a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, unul la categoria de vârstă 20-29 de ani, două la categoria de vârstă 30-39 de ani, 15 la categoria 40-49 de ani, 26 la categoria 50-59 de ani, 87 la categoria 60-69 de ani, 126 la categoria 70-79 de ani și 105 la categoria peste 80 de ani. Persoana decedată din categoria 10-19 ani este un pacient de sex feminin din județul Bacău de 13 ani vârstă, nevaccinat, care nu prezenta comorbidități. Persoana decedată din categorie 20-29 de ani este un pacient de sex masculin din județul Gorj de 29 de ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități. Din totalul deceselor în ultimele 24 de ore, 349 prezentau comorbidități, 9 fără comorbidități și pentru 5 comorbiditățile nu au fost încă raportate. Situația pacienților internați este următoarea. La acest moment avem pe secții 16.271 de pacienți, dintre care 404 copii. Persoane internate în ATI au ajuns la 1.729 de pacienți, dintre care 38 de copii. La acest moment, la nivel național, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății, avem alocat un număr de 1600 de paturi. Când avem numărul internaților în ATI mai mare decât numărul paturilor, înseamnă că sunt pacienți care sunt internați pe foaie la ATI, dar care primesc îngrijirile în unitățile de primiri urgență, fiind ventilați acolo și îngrijiți în colaborare cu secția de ATI, dar pe locurile de la UPU, ei fiind internați în ATI, dar cu loc în unitatea de primiri urgență până se face loc la ATI sau până le transferăm în altă parte. De asemenea, la nivel național există o rezervă operațională de 164 de ATI destinate pacienților, dintre care 80 sunt în București. Aceste paturi sunt activate în dinamică, acolo unde numărul pacienților ATI depășește capacitatea secțiilor principale. La momentul în care am intrat în această conferință, cel puțin la o oră înainte să intrăm când am luat toate datele, era un singur loc liber la București. În țară nu mai aveam paturi libere comunicate. La Piperă sunt internați 70 de pacienți aproximativ la acest moment, de când s-a deschis, iar la Lețcan, în județul Iași, sunt internați la acest moment 41 de pacienți, dintre care 11 la paturile ATI din cadrul Spitalului Lețcan. Astăzi s-a mai emis o hotărâre CNSU, hotărârea 86, în care s-a aprobat transferul din stocurile Unifarm către Departamentul pentru Situații de Urgență, care gestionează stocurile de urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a unui număr de 396 de ventilatoare fixe și mobile și 20 de concentratoare de oxigen, care urmează să fie preluate și să fie distribuite acolo unde este nevoie și acolo unde se solicită. Menționez că ultimele ventilatoare din stocurile strategice au fost distribuite, din cauza asta era nevoie să eliberăm cele care sunt la Unifarm pe această metodă. Mai avem pe teritoriul țării ventilatoarele din programul Rescue, care sunt 270, dar care nu le atingem din momentul în care avem în rezerva noastră națională și la Unifarm avem ventilatoare și le folosim, bineînțeles, pe ele în primul rând. Referitor la transferul pacienților în afara României, ieri și cu sprijinul Ministerului Apărării și a colegilor de la Smurd Timiș, Smurd Arad, Smurd Oradea, au fost transportați doi pacienți din Timișoara de la UPU la Seget. Din păcate, unul dintre ei a intrat în stop cardiac și a trebuit să fie returnat în România. Celălalt a fost predat
la Seghet, la secția de terapie intensivă. Tot cu sprijinul Ministerului Apărării s-au derulat 2 misiuni de transfer ieri, astfel 5 pacienți, 3 de la Floreasca, 2 de la Pantelimon, au plecat pe ruta București-Oradea, iar mai apoi terestru către Debrețin cu echipajele de urgență terestre. 3 pacienți de la Spitalul Pantelimon către Timișoara au fost transferați ieri, iar terestru către Seged au fost transferați astăzi dimineață. Astăzi, și la acest moment se desfășoară deja o operațiune de transfer, avem 6 pacienți din București, 3 din Floreasca, 2 din Sfântul Pantelimon, 1 din Sfântul Ioan, care urmează să plece către Seged și către Debrețin. Un pacient cu un elicopter SMURD de la Cluj va pleca direct la Debrețin. Deci asta este referitor la transferul pacienților, care va continua, bineînțeles, și cu pacienții care au nevoie de doar de oxigen, nu de terapie intensivă. V-am dat numai cifra pacienților pentru terapie intensivă, dar se suplimentează cu alți pacienți care au plecat astăzi din zona transfrontalieră către cele două spitale pe nevoi de oxigen sau de terapie intermediară. Referitor la mecanismul de protecție civilă europeană. De când acesta a fost activat, am primit foarte multe mesaje și propuneri de către colegii noștri din alte țări cu care avem colaborare și noi am zis de mai multe ori că mecanismul de protecție civilă europeană, în care România este membru, este un mecanism al solidarității europene și este normal să apelăm la el, așa cum au apelat alții la acest mecanism când ne-am implicat noi și când problema la noi era mai simplă și nu era atât de complexă. Până acum, Italia ne-a trimis deja 5200 de doze de anticorp monoclonal. Sunt în desfășurare procedurile de transfer și de preluare a 12700 de doze din Germania, tot de anticorp monoclonal, care urmează să ajungă în cursul săptămânii viitoare. Astăzi, în seara asta și mâine, o să le recepționăm oficial. Ajung din Danemarca 8 concentratoare și 15 ventilatoare de transport. Raed Arafat prezentând bilanțul ultimelor 24 de ore și vorbind despre planurile pentru perioada următoare. Nicio restricție deocamdată. Vă ținem la curent cu detaliile care apar în urma acestei intervenții în direct al lui Raed Arafat.